Aude ce bine taie!
Stai că nu-s camera!
De aurat tuturor celor prezenți, bun venit la Biserica Militară a Regimentului de Gardă. Vă spunem că prezența dumneavoastră ne bucură și ne onorează, dar mai ales prezența tinerilor mii, pentru că astăzi în viața dânșilor este o zi extrem de importantă, o zi specială, o zi deosebită, zi în care destinele lor se unesc prin Sfânta Taina Cununiei și începând de astăzi înainte formează o familie creștină.
Deci vă spunem încă o dată, fiți bineveniți, alăturând și propunerea de a fi cu toții cu atenție la cele ce urmează a se oficia, adică rânduiala logonei, urmată imediat de Sfânta Taina Cununii. Și vă mulțumim foarte mult. Și noi vă mulțumim. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna. Și pentru mântuirea lor și pentru ca să li se dea lor fii spre moștenirea neamului și toate cererile cele către mântuire. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să li se trimită lor dragoste desăvârșită, pașnică și ajutor și pentru ca să fie binecuvântați în deplină înțelegere și în credință tare. Domnul să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie păziți în viață și petrecere fără prihană și pentru ca Domnul Dumnezeul nostru să ne dăruiască o nuntă cinstită și viață neînfinată. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule cel veșnic, care pe cele despărțite le aduni într-o unire și ai pus dragostea legătură neîntreruptă, cel ce ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca și arătat pe ei moștenitori făgăduinței tale, însuți, Doamne, binecuvintează și pe robii tăi aceștia, Petrică, Victor și Ionela, povățuindu-i pe dâns și spre tot lucrul cel bun. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să vădește Domnului Dumnezeu, Petrică, Victor, cu roaba de Dumnezeu, Ionela, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Dumnezeu, Ionela, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește robul lui Dumnezeu, Petrică, Victor, cu roaba lui Dumnezeu, Ionela, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea. Este roaba lui Dumnezeu Ionela cu robul lui Dumnezeu Petrică Victor în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește roaba lui Dumnezeu Ionela cu robul lui Dumnezeu Petrică Victor în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește roaba lui Dumnezeu Ionela cu robul lui Dumnezeu Petrică Victor în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Atât că vorbește greu, lăsați mă mult. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, care împreună cu sluga Patriarhului Avram ai călătorit în Mesopotamia, trimițându-l să logodească femeia stăpânului său Isaac, însuși, Doamne, binecuvintează logona robilor tăi acestora, Petrică, Victor și Ionela, și întărește cuvântul ce și-au dat. Unește-i pe ei cu sfânta unire cea de la tine, că tu din început ai zidit parte bărbătească și femeiască, și de la tine se însoțește bărbatului femeii spre ajutor și spre dăinuirea neamului omenesc. Însuți, dar, Stăpâne Dumnezeu nostru, caută spre robul tău Petrică, Victor și spre roaba ta Ionela și întărește logona lor în credință, în înțelegere, în adevăr și în dragoste. Că tu, Doamne, arăta să se dea logodire și să se întărească toate prin inerța lui Iosif stăpânirea în Egipt,
prin inel s-a preamărit Daniel în țara Babilonului. Și dreapta robilor tăi să se binecuvinteze cu cuvântul tău cel puternic și cu brațul tău cel înalt. Însuți, dar și acum, Stăpâne, binecuvintează această punere a inelelor cu binecuvântarea cerească și Îngerul Domnului să meargă înaintea lor în toate zilele vieții lor. Că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate și ție slavă în Sfânt Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Trebuie o grenadă. Hai, vine și George. Mai intră cineva acum? George, vine aici. George, ține mâna așa și cu aia. Mâna așa și cu aia. Ce stai acolo? Mâna așa și cu aia. Tata? Tata? Și nu ne-am supărat, ne-am bucurat. Tata, mă. Tata. Nu știu așa. Unde te duci? Noi vom fi mereu
numai sărtacii s-au lumit. Cu noi lumea a început, viața mea e și a ta. Thank you.
gândurile.